Cadavrele oilor din nava eșuată pe data de 24 noiembrie în portul Midia nu pot prezenta o sursă de contaminare a apei mării sau a mediului cu spor de antrax. Asigurările vin de la reprezentanții ANSVSA. Aceste precizări au fost făcute după ce au apărut informații referitoare la riscul ca în cadavrele oilor să se dezvolte antrax și să prezinte o amenințare pentru sănătatea publică. Ca urmare a știrilor eronate apărute în spațiul public referitoare la posibilitatea ca pe cadavrele oilor din nava eșuată să se dezvolte antrax, care să prezinte o amenințare pentru sănătatea publică, pentru o corectă informare a opiniei publice, ANSVSA face următoarele precizări. Aceste cadavre nu pot reprezenta o sursă de contaminare cu spori a apei mării sau a mediului din zona respectivă. Pentru a fi acceptate la export, toate animalele de la bordul navei au fost certificate clinic sănătoase, în exploatația de origine de către un medic veterinar, starea de sănătate fiind confirmată la îmbarcare și de către medicii veterinari oficiali, din punctul de ieșire pentru export, din portul Midia. Mai mult, având în vedere că originea animalelor este România, acestea sunt vaccinate anual împotriva antraxului. În cazul ipotetic în care ar fi existat animale bolnave clinic de antrax și care au murit din cauza antraxului, în cadavrele nedeschise, forma vegetativă a bacteriei rezistă câteva zile, după care este distrusă de flora de putrefacție. Chiar dacă rămân cadavre presupuse ale unor animale bolnave de antrax în apa mării, acestea nu reprezintă un pericol de contaminare, deoarece în mediul respectiv nu există oxigenul necesar dezvoltării sporilor, iar mediul salin distruge orice factor de răspândire.